Salut, prieteni, sunt avocatul Rotaru. Astăzi suntem în 20 august 2024, seara, după ora 18. Astăzi fac această postare deoarece pe mulți interesează soarta relațiilor dintre Constantin Bobu și Stefania de Cusare, cum se derulează respectiva situație și dacă l-am găsit pe Constantin Bobu, ce cu el, a fost arestat, n-a fost arestat, unde se află în prezent, de ce. Vreau să vă atenționez că eu încă ieri am vrut să comunic ce s-a întâmplat concret cu Constantin Bobu după ce a fost emisă încheierea, după câte am înțeles, a fost emisă încheierea judecătorului Sergiu Cebanu. De arest al lui Constantin Bobu în penitenciar, eu până azi nu am aceea încheiere și nici Constantin ieri nu avea. Nu știu dacă noi am contestat încheierea aceasta, știind că ea a fost emisă, nu ne cunoscăm conținutul ei, deci Constantin a scris încă când era la libertate, recurs, imediat după ce am fost anunțați că această încheiere a fost emisă. Recursul eu l-am înregistrat personal la Treia Ciocana, însă până astăzi nu știu nimic despre examinarea acestui recurs. A fost trimis dosarul la Curtea de Apel, n-a fost trimis, el urma să fie trimis imediat la Curtea de Apel. Curtea de Apel urma în 3 zile să examineze recursul. Nu știu de ce la dânșii acum e mare acolo penurie de cadre și majoritatea sunt concedii, dar cauzele referitoare la cei care sunt arestați preventiv trebuie examinate în regim de urgență și ei astăzi, în principiu, poate chiar astăzi ar fi trebuit să examineze acest caz. Eu n-am fost informat nimic nici despre un proces. Ieri nici Constantin nu știa de ce. Eu vă aduc la cunoștință că ieri l-am găsit Constantin Bobu, el la ora 13 și vreo 15 minute. Eu m-am întâlnit cu dânsul în incentra penitenciarul 13 din municipiul Chișinău. El arăta bine, mi-a spus că este sănătos, în dispoziție bună, a spus că stă bine cu cei de la acest penitenciar, adică de cu administrația, deci nu se facă asupra lui niciun fel de presiuni. Nu cunoștea nimic despre situația domnișoarei Stefania, deci el m-a rugat să-i transmit salutări. Și principala problemă care a ridicat-o, dacă el poate are drept să căsătorească în penitenciar. El mi-a spus încă câteva luni în urmă că dorește să căsătorească, are mireasă și iată am făcut cunoștință, nu de mult cu mireasa lui, domnișoara Stefania, și eu i-am confirmat că poate să căsătorească și aflându-se în penitenciar, există o procedură. După ce eu mi-am luat rămas bun de la Constantin Bobu, spunându-i că în principiu va fi dus la Curtea de Apel pentru să-i se examina recursul, dar și i-am spus că astăzi, cam eu ultima zi, sau vom vedea, dar iată, nu s-a întâmplat cred că nimic. Nu s-a examinat acest report, mâine vor examina, voi vedea, vom aștepta să vedem ce se va întâmpla, dar după unele mele informații asupra lui Constantin, de cum mi-a spus și rudele lui mi-au confirmat că se încearcă, deci ca să fie convins că el se dezică de serviciile mele. Eu am mai avut asemenea cazuri când părinții clienților mei, rudele clienților mei veneau la mine și spuneau că îmi zicea domnul Rotaru, iată procurorul meu ne-a zis că dacă noi ne dezicem de serviciile dumneavoastră, adică luăm alt avocat, băiatul meu, nepotul meu va fi eliberat din penitenciar. Desigur, eu nu mă puteam împotrivea asemenea decizii, din potrivă, eu nu, niciodată n-am m-am opus ca cineva să fie eliberat, nicât încă interesele mele poate nu coincideau, dar întotdeauna am avut, în primul rând, interesele mele au fost interesele clienților mei în anumite cazuri și am avut câteva cazuri de felul ăsta, unde eu m-am dezis, desigur, n-am avut nicio pretenție și, într-adevăr,
respectivele persoane au fost eliberate, însă ulterior, fiind întrebat, eu i-am întrebat pe, de două ori am întrebat foștii mei clienți cât i-a costat eliberarea, ei m-au confirmat că da, i-au costat bani și nu puțini, dar aceasta e viața. Și eu nu exclud că domnul poate Constantin Bobu este acolo influențat, ca să te zic, că îi vor da avocat din oficiu, nu mai știu eu, vom vedea, aștept în oricare ziua de mâine, dar posibil eu și din cazul acesta o să mă dezic, poate o să îmi suspend în general activitatea din avocatură, pentru că este imposibil de lucrat în asemenea condiții. Mai mult ca atât, noi ne-am înțeles cu domnișoara Stefania că ea de asemenea este de acord să căsătorească cu Constantin, chiar fiind el în pușcărie și era gata să depună cerere respectivă. Noi astăzi, ea trebuia să vină să ne întâlnim undeva în jurul orilor 11, să ne ducem la judecător să depunem o cerere, acolo ca acela Sergiu Ciobanu, că să se permită, eu n-am înțeles bine de la lucrătorii penitenciari ce trebuie să permită judecătorul, sau ca domnișoara Stefania să intre penitenciar acolo să depună cerere, sau că se permit căsătorirea lui Bobu. Este interesant, trebuie să mă documentez și eu în aceste proceduri, special am fost la conducerea penitenciarului ieri să mă documentez aceste probleme și iată, recunosc că n-am înțeles bine ce cerere trebuia să depunem noi în fața judecătorului, dar eram gata astăzi să ne ducem la judecător, însă Stefania n-a venit. Eu am sunat, nu mi-a răspuns în timpul zilei, iată nu de mult mi-a răspuns și mi-a spus că ea deci acolo are mai probleme cu mămica, trebuie să mute de la casa ei, nu știu, în casa mămicăi, că mămica șed e în, deci, în casa ei, tot timpul împreună cu domnul acela Zmeu. Iată cam că și eu am rămas cam șocat, am întrebat-o de ce, dacă a fost poate sechestrată, ea a confirmat că nu a fost, nu i s-a împiedicat să vină la întâlnire astăzi, ca să ne ducem la instanța de judecată și eu, iată, singur, decideți și dumneavoastră ce trebuie să facă un avocat când clienții lui, iată, și mămica lui Bobo a intervenit, i-a spus că nu, mai bine, nu vă duceți la, să depuneți cerere, mai gândiți-vă, deci că nu-i motivul, că mămica ta te va pune la, te va băga la psihiatrie și așa mai departe. Astăzi, deci, într-adevăr, doamna Stefania mi-a zis că mămica o amenință cu psihiatria. De fapt și ieri mi-a spus asemenea situație, că ea discută, a auzit discuții dintre mămica și un anchetător așa numit, nu știu care anchetător acolo, că fata se poate depus la psihiatrie de băgat. Iată, faceți concluzii cu cine noi, iată, cum să lucrez cu oamenii, deci. Și eu de mult am făcut concluzii că nu are niciun sens în principiu să te lupți pentru libertățile și drepturile oamenilor, când ei însă și singuri nu prea știu ce vor, nu prea știu cum se comportă în viață, nu au tărie de caracter, nu își cunosc drepturile, dar nici nu vor să le apere, merg așa cum le indică rudele, prietenii, mai știu eu cine acolo și iată așa trece viața omului, iar și avocații se miră cum se poate așa ceva, oamenii mă întreabă pe mine, dar cum se poate așa ceva, cum polițiștii, procurorii pot proceda așa cum au procedat în cazul lui Constantin Bobu, arestându-l și în cazul altul. Dar eu întreb, dar cum voi vă purtați, cum voi vă apărați interesele? Așa că gândiți-vă, stimați prieteni, ce se întâmplă, cum duceți viața dumneavoastră, și cum veți apăra interesele, drepturile și așa mai departe în viața de toate zilele. Vă doresc toate cele bune și vă sfătuiesc în primul rând să aveți întotdeauna un avocat, să-l cunoașteți măcar, un avocat bun care la necesitate vă va putea apăra interesele așa cum cere legea și bunul simț al omenesc. În legătură cu aceasta, vă urez toate cele bune și vă zic sănătate și succese!